scumpă biserică a Domnului Iisus din Jac, doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. M-am bucurat să revin la dumneavoastră. N-a fost foarte des, cred că acum sunt pentru 5 ore, dacă rețin bine. Am participat, cred că prima dată, la o căsătorie la fratele Andrei Gog, care acum e la Cluj. Și apoi, de vreo 3 ori, dacă nu greșesc, la slujbe de evangelizare. Dar vreau să vă spun că am rămas totdeauna cu un gust așa de bun. Slavă Domnului! Îmi va rămâne în memorie pentru tot restul vieții că ultima slujbă, înainte de pandemie, și atât o fost de frumos, a fost aici la Jac, după aceea s-au și închis bisericile și o vreme nu ne-am mai putut întâlni. Dar mi-aduc aminte că atâta de multă vreme am rămas cu dulceața întâlnirii de la Jac. A trecut ceva vreme și prima săptămână, sau printre primele săptămâni, a fost tot dumneavoastră cumva s-a închis, dar s-a și deschis. Și am fost din nou la Jac și m-am bucurat și vă spun, a rămas dulceața în inima mea. L-am rugat pe Dumnezeu în seara aceasta să mai lase din harul Lui. Amin. Și cred că Dumnezeu în seara aceasta nu suntem la voia întâmplării. Nici eu, nici dumneavoastră. Spun întotdeauna, dincolo de invitația fratelui păstor și mulțumesc din toată inima, avem o relație de prietenie duhovnicească în Domnul, pentru că slujim aceluiași Dumnezeu mare, dar dincolo de prietenia duhovnicească, e voia lui Dumnezeu ca în seara aceasta să fim aici și să ne bucurăm de harul lui Dumnezeu. Apreciez prezența fiecăruia dintre dumneavoastră. Suntem aici de dragul Lui. Amin. Și eu cred că în această seară Dumnezeu ne va înviora inimile. Amin. Cred. Nu poate omul, dar ce nu poate omul, poate Dumnezeu. Și îl binecuvântăm pe Domnul. Amin. Și pentru această lucrare. Amin. O să citesc un pasaj din Sfânta Scriptură. Haideți să stăm cu toți ridicați. Evanghelia după Marcu, capitolul 5, începând cu versetul 21. Aici, în pasajul acesta, o să dăm de două familii care erau într-un mare necaz. Dar aceste două familii aveau nevoie de mâna bună a lui Dumnezeu. Așa cum am cântat, pentru că toate le leagă Dumnezeu și toate le pune Dumnezeu împreună și prin cântare se spunea întinde-i mâna lui Iisus. Cât am fi noi dezmeriți astăzi sau în vremea de acum și ar vrea un domn mare de la București să presupunem că trece pe aici. Nu știu. Fie președintele țării, fie un domn mare. Să nu dăm nume. Și totuși, nu știu, să te auzi de tine și ar vrea să dea mâna cu tine. Câți l-am refuzat? Bă, nu vrea. Dar cine e el? Adică, dar ce mă necăjește? Dar eu am vreme de președintele țării. Cine ar avea obiecția asta? Eu cred că dacă ar veni, oamenii ar sta la rând, nechemați, dar sta la rând să îl vadă, să cum arată, dacă poate și mâna, și nu mai vorbim de telefoane și de selfie. Frați și surori, în seara aceasta e un Dumnezeu cu mâna întinsă spre noi. Președintele țării, nu vreau să jignesc, e nimic. Pentru că ascultați ce zice Biblia. Toate popoarele, nu președinții, toate popoarele sunt ca o picătură din vadă. Ce-i picătura? Ascultați, nu o țară, zice, toate. Ca o picătură. Știm ce-i picătura. Și apoi continuă Biblia într-un fel ca o nimica. Dar nu uitați, în seara aceasta e un Dumnezeu atotputernic. Aleluia! Cu mâna întinsă spre noi. Aleluia! Cine vrea să dea mâna lui Dumnezeu în seara aceasta? Aleluia!
chemarea de la început era făcută rău, dar nu mi-am propus asta, dar așa cum știți, niciodată n-am venit cu planurile mele, că le are Dumnezeu pe ale Lui. Amin. Și aici, la Jac, le-am trăit din plin. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Dar am simțit din toată inima, în această seară, un Dumnezeu care a creat nouă mașină, nouă baterie. Un Dumnezeu care a creat Universul întreg. Amin. Un Dumnezeu care a creat omul, care te-a creat pe tine și care m-a creat pe mine, e Dumnezeu cu mâna întinsă spre tine seara. Spre mine seara aceasta. Amin. E Dumnezeu cu mâna întinsă spre omenire. Amin. Știți care e necazul mare? O să vă și citesc câteva versete din Scriptură. Omenirea nu vrea mâna lui Dumnezeu. E și vreau lucrul ăsta. Cum vă închipuiți un Dumnezeu cu mâna întinsă spre mine și o las cu mâna întinsă? Poate zic, nu-i despre tine, nu-i despre mine, dragii mei. E mâna lui Dumnezeu întinsă spre noi. Amin. În seara aceasta m-a chemat Dumnezeu aici să mă țină de mână. Amin. Și ce frumos ne vorbea Duhul Sfânt și prin cântare, întinde-i mâna cu Iisus. În seara asta se va întâmpla un miracol. Știu că vor fi aici frați și surori. Prieteni și prietene. Care vom întinde încă o dată mâna lui Iisus. Amin. Nu că vom ridica doar ca gest. Pur și simplu vom simți cum Dumnezeu ne ia de mână. Mai este o cântare frumoasă. Chiar m-am gândit, frate Filip, nu dacă o știți. Eu nu știu de foarte multă vreme. Nu știu dacă e mai veche sau mai nouă. Dar cântarea extraordinară și spune: ține-mă în mâna ta, Domnul meu. Știți cântarea asta? Că atunci citim textul și cântăm cântarea asta. Lăudat să fie Domnul. Amin. Dar m-a copleșit și cântarea asta și sunt aici. Pentru că am nevoie de mâna lui Dumnezeu. Amin. Și am spus lui Dumnezeu, nu mai pot o zi fără El. Dragii mei, nu mai pot o zi fără mâna Lui. Dacă nu mă ține de mână, mă simt ca acel copil care când l-ai lăsat pe marginile prăpastii, s-o dus, s-o prăpădit. Dar dacă mă poartă Dumnezeu de mână, trec prin prăpăstii adânci. Amin. Dacă sunt mine, e prăpastie. Dacă sunt mine, e hău. Nu-i bai. Sunt mâna Lui. Amin. Nu dacă ați fost vreodată cu vreo de asta telecondolă sau cum îi zice, telecabină pe munți. Am urcat și odată de la spre Sinai acolo. Când te-ai uitat, hă, dar eram fericit că eram în telecabină. Dar, dragii mei, mâna sigură a lui Dumnezeu e cu noi în seara asta. Amin. Și o să citesc acest pasaj, două familii care o să vedeți au nevoie de mâna lui Dumnezeu. Amin. Și în orice familie, că bine spunea Filip, sunt unii oameni care au impresia că nu pocăința e pentru anumiți oameni, Dumnezeu e pentru anumiți oameni. Dragii mei, pentru că suntem creați de mâna bună a lui Dumnezeu, Dumnezeu e pentru noi în seara aceasta. Amin. Mărirea lui Dumnezeu. Amin. Și uitați ce spune Scriptura și apoi vom cânta această cântare. După ce a trecut iarăși de cealaltă parte cu corabia, deci mulțumesc că așa a fixat pasajul. Marcu 5 cu 21. S-a adunat mult norod în jurul lui. Vedeți, mult norod. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui. Și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino. Vino. Cine-l cheamă? Fruntașul. Vino. Le puneți mâinile peste ea. Ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el. Și după el mergea mult noros și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus,
a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și tu mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Amin. Pe când vorbea el încă, iată, că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care spun, fiica ta a murit. Pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească, afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii, acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita cumi, care tălmăcit înseamnă, fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era 12 ani. De 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Iată, dragii mei, două familii. Familia lui Iair și această femeie care nu știm cu numele. Se duc la Iisus. Știți de ce? Pentru că au nevoie de mâna Lui. Amin. Și o să vedem de ce au nevoie de mâna Lui. Această seară, mesajul care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, l-am intitulat Când Dumnezeu te ia de mână. Când Dumnezeu te ia de mână. Mare onoare, mare cinste. Păi cum? Dumnezeu să ne ia de mână? Da, dragii mei, pentru că, ascultați, omul nu poate ajunge decât chema, decât, vedeți, într-o seară de asta specială în care Dumnezeu ne dă un context atât de favorabil în care să stăm în prezența Lui și mâna Lui Dumnezeu să fie peste noi, binecuvântat să fie Domnul. Simt această seară, am simțit-o specială și cred că Dumnezeu va face minuni în viețile noastre, binecuvântat să fie Domnul. Ce onoare spuneam ca Dumnezeu să vină și să ne ia de mână. Vedeți în acest pasaj un fruntaș al sinagogii. Păi închipuiți-vă dumneavoastră un fruntaș, ăsta avea acces peste tot. Adică dacă voia să-l dea mâna cu cineva din cetatea lui, din orașul lui, din localitatea lui, avea acces liber să dea mâna oricine. Și să știți că a dat mâna oricine. Pe de altă parte avem acea femeie care nu găsim multe detalii. Dar era o femeie cu vază din cetate care, ascultați, putea să dea mâna, avea relații peste tot. De unde știu lucrul ăsta, spune Scriptura, de 12 ani, zice, își cheltuise toată. Dar câtă avere trebuie să fie 12 ani să o cheltuiești toată? Mare. Era o femeie cu vază. Putea să dea mâna, adică avea trecere peste tot. Dar știi ce a realizat și femeia aceasta și Iair, fruntașul sinagogii? Vine ziua
când el a rămas cu mâna întinsă și nu mai avea cu cine să dea mâna. Omul care altădată putea da mâna cu oricine. Tocmai de aceea zice Scriptura, în acest verset, versetul 23, a venit la Iisus, spune versetul 22, s-a aruncat era la picioarele lui Iisus, pur și simplu fizic, la propriu, dar și la figurat, s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Adică nu dacă vă... Stăruitoare, pentru că, dragii mei, ardea problema lui. Și spune Scriptura, fetița mea, trage să moară. Cu cine vei putea să dai mâna, să te tânguiești, să negociezi când fetița trage să moară? Ba nu vreau să ating inima nimănui, dar eram tătic tânăr. Și m-am trezit într-o dimineață cu perna udă de-a binelea, nu de transpirație. Cu perna udată de lacrimi în vis. Nu știu dacă careva dintre dumneavoastră ați avut un asemenea vis să plângi în vis. Nu să visezi că ai plâns. Să plângi de-a dreptul și să-ți fie perna udă unde ai dormit. Nu de transpirație. Am visat în noaptea aceea spre dimineață când mi-a murit copilul, Abel. Era mic și am avut visul ăsta. Și am plâns, dar trebuie să vă spun, am plâns și după ce m-am trezit. Am zis, i-am pus nume Abel. Dacă e profetic, știți că Abel din Biblie mi-a plăcut numele, dar aș fi vrut și vreau viață lungă. Dar am zis, dacă o fi scurtă ca lui. Și am continuat să lut perna doar dintr-un vis. Închipuiți-vă un tată care n-a visat. Visul era real, era realitate. Vine la Iisus, se aruncă, era fruntat. Se aruncă pur și simplu la picioarele lui Iisus. Și spune, fetița mea moare. Asta zice, trage să moare. Rogu-te! În momentele acestea spune Marele Învățător, am nevoie de mâna ta, vino. Au fost medici, au fost cunoștințe, au pus mâna, au văzut febra și au dat seama, moare fetița. Și a murit fetița. A murit. Pentru că Iair e momentul în care își dă seama că mâna omului nu mai poate interveni deloc. Și spune, rogu-te, stăruitor, vino, depuneți mâinile peste ea să se facă sănătoasă și să trăiască. Și când ajungem la final, și Hristos ajunge în casa de Iair, zice, frate, ce spune aici? Hristos numai că a pus mâna, dar zice, a prins-o de mână. Și a zis, fetiță, scoală-te. Deci, dragul meu, în seara aceasta, eu, dumneavoastră, avem nevoie de mâna lui Dumnezeu. E ziua, spuneam, ziua în care Dumnezeu ne ia de mână. Ce onoare, ce har! Ce trebuie să seara aceasta doar un singur lucru. Să fii de acord să dai mâna Domnului. Că știi ce simt? Un Dumnezeu, cum spuneam la început, un Dumnezeu care stă cu mâna îndreptată spre omenire. Dacă ar fi să citesc Osea, capitolul 11, Isaia, primul capitol, zice și în Isaia, zice și în, dar mai întâi Isaia, am hrănit niște copii. Auzi, zice Dumnezeu, am hrănit copii care acum am întors spatele. Hai să afișăm în Isaia, capitolul 1, cu versetul 2. Chiar spune aici că Dumnezeu ia ca și martor cerurile și pământul. Ascultați cerul și ia minte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei ce au făcut? În loc să dea mâna lui Dumnezeu, zice, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Adică mi-au întors spatele. Asta spune și Osea. Următorul verset, versetul 3, uitați ce interesant spune. Boul. Și adevărat lucrul ăsta. Își cunoaște stăpânul. Și măgarul își cunoaște ieslea stăpânului său.
Dar Israel, cine era Israel? Poporul lui Dumnezeu, spune. Dar poporul meu nu mă cunoaște și numai că nu mă cunoaște. Dar zice, poporul meu nu ia. Adică Dumnezeu îl cheamă, Dumnezeu întinde mâna și omul nu ia minte la mâna lui Dumnezeu. Dragii mei, astăzi trăim asemenea vremuri în care mâna lui Dumnezeu e spre oameni. Și știți bine că nici Bruxelles, nici America nu e mai interesată de mâna lui Dumnezeu. Pentru că oamenii au relații, au mâinile lor. Dar ascultați ce vă spune un pastor obișnuit. Va veni ziua când, nu America, când tot pământul va realiza, dar în masă, că au nevoie de mâna lui Dumnezeu. Aleluia. Va veni vremea asta. Zice Biblia, am zguduit, am clătinat pământul și am să mai clatin. Și atunci când îl clatină Dumnezeu, când vine greul, omul vine spre Dumnezeu. Dar, dragii mei, în seara asta de har, în seara asta frumoasă, e mâna lui Dumnezeu spre noi. De aceea spunea Duhul Sfânt prin cântare, întinde-i mâna lui Iisus. Și în primul rând, când Dumnezeu ne ia de mână, dragii mei, trebuie să ne scăpăm de alte mâini care ne țin. Ascultați, când Dumnezeu ne ia de mână, când dăm mâna lui Dumnezeu, trebuie să ne scăpăm de alte mâini. Foarte interesant. Când ajunge Hristos în casa lui Iair, spune Scriptura că a intrat înăuntru, sau hai să citim de la versetul 38. Au ajuns la casa fruntașului Siracogie. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Și acum ascultați mâna oamenilor chiar întinsă spre Hristos. Și zice, ei ce făceau? Își băteau? De cine? De Hristos. Uitați, în casă, mâini întinse, ospil spre Hristos. Uitați ce face Hristos. Atunci, ce a făcut Hristos? Eu spus să facă. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Ca să-și facă Dumnezeu lucrarea, trebuia ca toate mâinile care țineau acolo și erau îndreptate, trebuiau scoase afară. Dragul meu, ca să dai mâna lui Dumnezeu, știți ce trebuie seara aceasta? Toate celelalte mâini să le lași în pace. Auziți, se spune aici de droguri. E mâna drogului. Sunt atâtea adicții și vreau să vă spun că și la noi la Bistrița nu-i rugăciune, nu-i slujbă. Marțea avem numai rugăciune, joi avem și rugăciune și predicare. Duminică dimineața, duminică seara, rugăciune și predicare. Nu-i rugăciune să nu vină bilete în față, să se spună, dar ascultați ceva, nu pentru tine, pentru copii, și pentru copii. Dar știți că sunt tați tineri care au copii de crescut și îți dependenți de jocuri de noroc. Și strigă soții, rugați-vă pentru soțul meu să le libereze Dumnezeu. Amin. Pentru că, dragii mei, jocul ăla de noroc e cu mâna pe el și nu mai scapă. Adică nu pot da mâna lui Dumnezeu când alte mâini îs asupra mea. Ziua în care Dumnezeu mă ia de mână, este ziua în care Dumnezeu mă scapă de toate mâinile străine. Pentru că lumea asta vrea să pună mâna pe noi. Diavolul. Știți că diavolul vrea să pună mâna pe noi cu tot ce înseamnă, de aceea zice Biblia, nu iubiți lumea. Că oricine iubește lumea, adică plăcerile din lumea asta, zice, dragostea lui Dumnezeu, dragostea Tatălui, nu este, adică nu-i mai mâna lui Dumnezeu peste noi, ci este mâna păcătoasă a lumii. Dacă în această seară realizez o mână nevăzută că e asupra ta sau familiei tale, repet, o mână nevăzută de alții. Dar cine știe ce patimă lui? Dar cine știe ce păcat lui? Dragul meu, seara asta e seara în care nu mână de la București, nu mână bisericii,
E mâna lui Dumnezeu în biserica deja. Și ne așteaptă pe toți, dă mâna lui Dumnezeu. Dar ca să pot să dau mâna lui Dumnezeu, trebuie să fiu scăpat de celelalte mâini care te țin. Am văzut oameni care au promis, au zis, e ultimul joc de noroc, e ultima țigară, ultimul drog, ultimul nu știu care. Și nu au putut. Pentru că mâna aia ține. Dar când vine mâna lui Dumnezeu, numai Dumnezeu dă peste mâinile celelalte. Noi ca și copii mai făceam să dai peste mânuță, cumva nu-i bine. Că acum știi cum nu mai poți. Acum trebuie foarte finul și cu chestia lui micile tinere, da? Nu mai poți să iei Jordan. Dar am văzut cumva așa în semne, nu-i bine. Nu știu cum va face Dumnezeu, dar dacă trebuie să ne dea peste mâini, să dea Dumnezeu. Amin. Pentru că, dragii mei, când Dumnezeu mă ia de mână, trebuie să mă scape de celelalte mâini. Și dacă în această seară ești aici și simți că ai nevoie de mâna lui Dumnezeu cu adevărat, sau simți că alte mâini te țin, poate în familie, poate nu-i unitatea care trebuie între soț și soție, pentru că sunt alte mâini care țin, e seara în care Dumnezeu rupe orice legătură, binecuvântat fie Domnul. Orice păcat, dragii mei, pentru că numai Dumnezeu poate lucra. Ne-a vorbit Dumnezeu așa de frumos și prin fratele Taruș. Vedeți, cine n-are nevoie, cine ar vrea să fie înviorat în seara asta? Amin. Păi de fac chemare, nu-i om care n-ar vrea înviorarea. Cum te simți când ești amărât, când ești trudit, când nu mai poți de amărăciune? Dar toți trecem prin asemenea voi. Nu vorbim, să nu vorbim acum de dezamăgiri profunde, de depresie. Dar, dragii mei, tânjim după acea înviorare cu totul și cu totul specială. Dar ascultați ceva. Spuneam, primul rând, când Dumnezeu ne ia de mână, atunci dispar celelalte mâini. Adică ne lasă lumea, ne lasă mâna nu știu cui, ne lasă nu știu cine și Dumnezeu din cer ne ține de mână, mărit să fie Domnul. Dar în al doilea rând, când Dumnezeu ne ia de mână, este ziua în care Dumnezeu ne iartă. Nu numai că dă peste mâinile altora, e ziua în care Dumnezeu ne iartă. Și revin la ceea ce ne vorbea Dumnezeu la rugăciune. Vrem înviorare. Dar, dragii mei, nu se poate înviorare fără pocăință și fără iertare. Uitați ce spune Scriptura. Mi-am și amintit acest verset. Fapte, capitolul 3, cu versetul 19. Spune cuvântul lui Dumnezeu, pocăiți-vă, deci, și întoarceți-vă la Dumnezeu. De ce să ne pocăim și să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu? Și uitați ce frumos zice Biblia. Ca să vi se șteargă păcate. Și când ne pocăim, când ne întoarcem la Dumnezeu și să șterg păcatele, ce vine? Vremuri de înviorare, oameni buni. Vremuri de înviorare fără pocăință, fără întoarcere la Dumnezeu și fără păcate iertate, nu o să vină veci. Putem, am trecut și eu, iarna asta, am trecut prin cablurile astea. Și-a venit cineva și mi-a dat curent și nu am putut. Și nu au fost cablurile bune. Și ascultați ceva, orice cabluri am folosit, dacă nu-i pocăință, dacă nu-i întoarcere, dacă nu-i păcatul șters de mâna bună a lui Dumnezeu, dragul meu, nu există înviorare. Există plăcerea de o clipă a păcatului. Biblia zice plăcerea de o clipă a păcatului. Dar plăcerea de o clipă a păcatului nu e înviorare. Că după ce se săvârșește și vine o oră, după aia ești mai îngroapă. Am o cunoștință soțului soții din biserica noastră. Un om cu vază în oraș. Cum o zis el, bă, ziceți, extraordinar, am o singură hibă. Îi place cu prietenii să mai... Cei care v-ați prins, ați prins și nu mai zic nimic ce îi place. Dar după ce are câte o petrecere, e rău, îl doare stomacul, două zile, moare. Și mai ales când se simte foarte rău, mă cheamă să mă rog pentru el. M-am dus de câteva ori, dar acum am zis, băi, păi de ce ziua, adică
Tu dă-i și eu vin să mă rog pentru tine. Ca să poți să mai tragi un chef data viitoare. Și am zis, dar de ce nu realizezi în momentul ăla când te apuci de băut? De ce nu realizezi cât e de greu după aia? Mă zice, atunci nu mă duce mintea acolo. Pentru că e atracția, e plăcerea de o clipă. Dar dragii mei, zice, după aia îmi vine să mor. Că de-aia mă cheamă și chiar sunt supărat că nu m-am mai dus. Dar dragii mei, înviorarea nu vine fără, spuneam, fără pocăință, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Adică ce înseamnă întoarcere? Dumnezeu spunea, poporul meu îl chem și nu dă mâna. De aceea, dragii mei, în această seară, cred că vom întinde mâna nu fizică, pentru că Dumnezeu nu-i carne. Dar cred că cu toată ființa vă spune, Doamne, așa cum am cântat, ține-mă. De când am auzit cântarea asta, așa de des o cântă. E unul din motorurile vieții mele. Sunt om în toată firea. Sunt om care cunosc foarte mulți oameni. Am prieteni. Oricând dacă aș avea spune, frate păstor, mi-aș putea spune durerea. Adică aș avea la cine merge. Dar vreau să vă spun că această cântare atât de mult m-a mângâiat. Și am realizat tot mai mult că de nu mă ține Dumnezeu de mână, nu mă pot ține. Deci când această cântare mereu în mașină, mereu și mereu, ține-mă în mâna ta, Domnul meu, comora mea. Pentru că e Dumnezeu care poate totul. În seara aceasta, întinde mâna spre Dumnezeu. Spuneam, nu fizic. Dar spune, Dumnezeule, am nevoie de tine. Nu știu ce problemă e. Că așa cum am rugat, s-ar putea ca unii să fie doborâți din cauza încercărilor, din cauza valurilor, așa ca și Iair să fie la pământ. Femeia aceasta din Biblie și pe ea o găsim tot la pământ, pentru că necazul i-a trântit pe amândoi la pământ. Pe unii trântește binele. Știți că sunt oameni care din cauza binelui sunt trântiți la pământ? Am vrut să dau, ascultam o listă la București cu domn mare. Mai mult de jumătate dintre ei erau divorțați. Vedeți acum cu politica, când se pun miniștri, când se pun... Vedeți un pic, mă ascultați un pic familia ceva, domnule. Când au ajuns acolo, nu mai avut nevastă, nu mai avut copii, nu mai avut nimic, că erau mari. Adică binele care ți-l dă Dumnezeu, care ar trebui să te zmerească, să zici Dumnezeule, cum s-a început cântarea. Nu știu cum era prima strofă, la prima cântare. Păi bunătatea lui Dumnezeu, adică binele că Dumnezeu ne-a mai ținut o zi, mărire lui Dumnezeu. Amin. Dar tocmai binele mă face să-mi pierd mintea. Deci bine spunea un poet într-o cântare, să nu-ți pierzi la necaz credința. Că, auziți, la necaz ne putem pierde credința. Și nici nădejdea când ți-e greu. Dar îmi place și continuă. Nici dragostea când ești la bine. Când ele pierzi pe Dumnezeu. Dragul meu, suntem aici, ești și sunt aici. Repet, fie din cauza necazului, fie din cauza binelui, fie din alte contexte, poate suntem la pământ. E seara în care mâna lui Dumnezeu este spre noi. E Dumnezeu care ne cheamă cu drag. Spuneam până aici două lucruri. Primul lucru, ca Dumnezeu să ne ia de mână, trebuie să ne debarasăm de alte mâini, de mâinile lumii, mâinile păcatului, oricare ar fi. Pentru că, dragii mei, zice Scriptura, legat de păcate, de ce spunea, pocăiți-vă, întoarceți-vă, să șteargă păcatele. De ce? Pentru că spune în Isaia 59, primele două versete, mâna lui Dumnezeu nu-i prea scurtă. Adică sunt momente în viață când simți că Dumnezeu ar trebui să te prindă de mână. Și eu cred că s-a auzit și este expresia asta și la Jac, și în Sălaj, și în Bistrița Lăsău. Unde-i mâna lui Dumnezeu când e greu? Unde-i mâna lui Dumnezeu? De ce nu intervine? Ați auzit? E chiar o întrebare filozofică. Și se pune cam așa întrebarea. Zice, Dumnezeul acesta bun, cum poate să îngăduie atâta rău? Și o dezbatere teologice.
filozofice. Cum de Dumnezeul acesta bun îngăduie atâta răutate pe pământ? Și zic oamenii la greu, unde-i mâna lui Dumnezeu când e greu? Știți când în America au fost necazul ăla mare care a zguduit întreaga lume, când cele două turnuri gemene, World Trade Center, s-au prăbușit. Știți ce au spus oamenii din America și din toată lumea? Nu de ce s-au prăbușit. Nu au zis, ce teroriști răi. Nu. Cea mai arzătoare întrebare, zice, unde e Dumnezeu? Cei de acolo din loc întrebau și spuneau în gura mare, unde e Dumnezeu acum? Și vreau să vă spun că reporte, oameni care se pricep la scris, la interviuri, au luat interviuri la pastori, cumva au vrut să-i prindă la colț. Au luat interviu la unul care a fost cel mai mare evanghelist. Și ați auzit el, pastorul Billy Graham, care Dumnezeu l-a folosit la nivel mondial, într-un mod extraordinar. Și l-au întrebat ziariștii, pastore, unde-i Dumnezeu ăla bun, despre care o viață întreagă ai predicat? Unde-i mâna lui Dumnezeu? Că avem nevoie de mâna. Unde-i? Și știi ce a spus pastorul Billy Graham? E acolo unde l-a spus voi. Am avut un frate câțiva ani în Biserica Sfânta Treime din Bistrița. Fratele acesta era un frate bătrân, s-a și întors în America, nu știu dacă trăiește. Dar omul acesta a fost un fel de genitor, cum zicea acolo, un fel de administrator la un liceu. El a prins pentru că a lucrat zeci de ani în acea instituție, în acel colegiu, a prins zilele când Biblia era pe masa elevilor și când elevii începeau școala, începeau cu Tatăl nostru și cu verset de Scriptură. Dar au zis americanii care, nu uitați, America a fost clădită pe Scriptură, pe valorile Bibliei. Școlile care acum sunt cele mai tari școli din lume, din America, au fost înființate de biserici, de oameni, de creștini. Că acum au luat-o asta și unele dintre ele sunt școli atee, e o altă problemă. Și a venit vremea când au zis să nu deranjăm pe unii, să nu deranjăm pe alții, o luat Biblia și au zis, Biblia nu mai poate fi în școală. Adică Dumnezeu, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu, nu mai poate fi în școală. Și o spunea fratele, pentru că era un director mai răutăcios, nu iubea creștinismul, a zis, a dat poruncă și a zis, strângeți toate Biblie și la garbici, la container cu ele. Și fratele este un om modest, un om simplu, dar un om pocăit, un om cu teamă, care iubește pe Dumnezeu și iubea Scriptura. A zis, cum puteam să iau Biblie și să le arunc la container? M-am temut de Dumnezeu. Și spunea, le-am strâns cu mare durere. Le-am pus în cutii și spunea, le-am urcat acolo sus, în pod. Și după ce am făcut o grămadă mare de Biblii, de cutii, am îngenunchiat și m-am rugat și am zis, Doamne, fă să vină vremea când Biblia să se mai coboare odată pe banca lor și în inima lor. Dar ce au zis oamenii? Nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Și când e greu, te întreb, unde-i Dumnezeu? Păi nu sunt obraznic, dar e pod. Adică știu unde-i Dumnezeu. E acolo unde îl pui. Dar Dumnezeu nu se ține în pod. Dumnezeu se ține în inimă. Spune Scriptura, Hristos în voi. Nădejdea slavei. Și acum, dragii mei, se întreabă omul, de ce nu vine Dumnezeu să ne țină pe mână când e greu? Afișăm din nou Isaia 59. Și uitați ce spune primul verset. Nu zice că oamenii comentau, păi dar e prea scurtă mâna lui Dumnezeu. Unde e mâna lui Dumnezeu la greu? Și zice, nu, nu, mâna Domnului. Nu e prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Dar uitați ce zice versetul 2. Și nelegiuirile noastre, păcatele noastre, pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre, adică păcatele noastre, vă ascund fața lui și împiedică să vă asculte. Dragii mei, păcatele noastre. Și așa de ușor păcătuim. Au trecut doar două luni din anul 2024. Vă pun o întrebare în seara asta și o să spuneți că sunt răuți. Nu sunt așa rău după cum pare.
Frații știu lucrul ăsta. Dar nu mi-am propus asta, dar mi s-a dat. Câte păcate ai făcut în astea două luni numai? Din 1 ianuarie până în 29 februarie. Ca să nu zic până astăzi. Le-ai putea număra? Dragii mei, ascultați ceva, pentru că nu mi-am propus asta. Uitați ce spune Dumnezeu. Păcatele noastre, nelegiurile noastre, ce fac? Pun un zid de despărțire. Și când să vine Dumnezeu, e zidul. Și vine omul să zice, unde-i Dumnezeu? Știți pentru ce e seara asta? E seara în care Dumnezeu vine spre noi și zice, fiule, dă mâna în seara asta. Dă inima ta. E seara în care Dumnezeu ne cere mâna. Pentru că, dragii mei, uite, are o doveste foarte frumoasă, mi-l aduce Dumnezeu în inimă. 2 Cronici, capitolul 30, versetul 8 și versetul 9. Din nou zice Biblia să nu ne înțepenim cu majul, adică să nu fim oameni de aia înțepeniți. Zice, ca părinții voștri. Și uitați ce frumos zice Biblia. Nu vă înțepeniți cu majul. Dar ce să facem? Eu cred că seara aceasta toți vom da mâna Domnului. Ce onoare pe noi, să dăm mâna lui Dumnezeu. Noi dați ce spune în continuare, că nu, dai mâna Domnului și trăiesc cum vreau. Nu! Zice, veniți la Sfântul lui locaș, și bine că ați venit, pe care l-a sfințit pe vecie, și apoi ce să faceți? Slujiți Domnului Dumnezeului vostru, pentru ca mânia lui aprinsă ce să facă? Să se abată de la voi, zice Scriptura. Și versetul 9, din nou ca în Fapte 3 cu 18, dacă vrem înviorare. Dacă vă întoarceți la Domnul, frații voștri, fiii voștri, ce vor face? Vor găsi milă, adică vor găsi înviorare la cei ce au luat rob și se vor întoarce în țară, căci Domnul Dumnezeul vostru e milostiv și îndurător și nu-și va întoarce fața de la voi dacă vă întoarceți la El. Toată seara aceasta, dragii mei, e despre Domnul. Toată seara e despre Dumnezeu. Ce am putut să observ în inima mea și să simt din toată inima? E un Dumnezeu care este cu mâna întinsă spre noi. Întindeți mâna, spunea Duhul Sfânt prin cântare. Versetul 8 spune, dați mâna Domnului. Ești gata ca în această seară, penticostal, nu știu, alte confesiuni, să îi dai mâna lui Dumnezeu și să nu mai lași din mâna lui niciodată, nici la bine, nici când e cel mai bine să nu lași. Și nici când e cel mai bine. Pur și simplu să rămână mâna ta în mâna lui Dumnezeu. De aceea cred că va rămâne și această cântare, ține-mă în mâna, în mâna ta. Domnul meu, comora mea. Pentru că în al treilea rând și o să închei, dragii mei. Da. Ziua în care Dumnezeu ne ia de mână, este ziua în care Dumnezeu ia celelalte mâini peste noi. Doi, e ziua în care Dumnezeu ne iartă păcate. Și în seara aceasta, nu vorbesc doar de păcatele din primele două luni, că s-ar putea să fie fără de legi păcate mai vechi în viața noastră. Dar e Dumnezeu care știe, e Dumnezeu care cunoaște și e Dumnezeu care iartă. Dar în al treilea rând, dragii mei, ziua asta în care Dumnezeu a luat pe fetiță de mână și a zis, fetiță, scoală-te, zice Scriptura că în mâna lui Dumnezeu este loc pentru toți oamenii. Știți ce mă surprinde la pasajul acesta? Iair vine la Hristos foarte, foarte stăruitor și spune, Învățătorule, fetița mea trage să moară și zice, îl ruga stăruitor. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nu mai există amânare. Foarte interesant. Spune Hristos cu alaiul mare, merge spre casa lui Iair. Ascultați, vine un necaz. Care era necazul? O femeie intervine și îi blochează drumul. Păi când ai mai mare nevoie de mâna lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să pună mâna să nu moară fetița, vine cineva și îi taie drumul și Hristos nu mai poate continua.
Și femeia aceasta, ați observat, vine pe dinapoi, prinde de pora, haide, Hristos se oprește, se întoarce, spune, cine s-a atins de mine? Și, dragii mei, până se întâmplă toate aceste lucruri, moare fetița. Moare fetița. Nu, închipuiți-vă la Iair, mai este bine cineva de acasă și zice, nu-l mai supăra pe Mântuitorul. Dar de ce? Fetița. Nu, închipuiți-vă cum era inima lui Iair. Mi-a murit fetița din cauza acestei femei. Știți ce învață aici Iair? În mâna lui Dumnezeu e loc pentru toți. A fost loc și pentru femeia aceasta care de 12 ani își cheltuise toată averea, dădea mâna oricine și acum nu mai avea cu cine să dea mâna. Dar în mâna lui Hristos e loc și pentru această femeie bolnavă, care, dragii mei, de nou vindeca Mântuitorul, murea și ea. Că zice, toată viața se ducea din ea. Așa cum zice Scriptura. Ne spune versetul acesta că în mâna lui e loc pentru toți. Aleluia. Poate știi oameni care zici, ce mă bucur că Domnul o luat de mână și-o pus mâna peste familia cu tare, o tămăduit, o iertat, o vindecat. Dar, dragul meu, cea mai bună veste, în seara aceasta, mâna lui, e loc pentru toți. Amin. E drept că a murit fetița. Dar pentru aceea ce nu mai chema, că nu, o murit, gata. Ce nu, nu-i prea târziu. S-a dus, a prins-o de mână și a dus-o la viață. Mărire lui Dumnezeu. Amin. În seara aceasta e vestea bună. În mâna lui e loc și pentru tine, dar e loc și pentru mine. Atât de mare mâna lui, că e loc pentru toți. O cântare frumoasă spune, Iisuse, spre alții vești milă de sus. Iisuse, fă-mi și mie așa. Poate știi oameni cărora Dumnezeu le-a făcut mult bine și zic, slavă Domnului! Dar în seara aceasta, în mâna Lui, e loc și pentru tine și pentru mine. De aceea, mâinile Lui sunt întinse spre noi în seara asta. Și sunt fericit că toți de aici, ascultați, tot satul, toată comuna, încape în inima și în mâna Lui Dumnezeu. Voi încheia spunând, cum spuneam cronici, dați mâna Domnului. E ziua în care Dumnezeu ne ia de mână. Vrei să dai mâna Domnului? Vrei să dai viața lui Dumnezeu? Și apoi toată viața să ne țină de mână până vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Când vom închide ochii aceștia și vom deschide pe alte meleaguri sfinte. Până atunci, Dumnezeu să ne țină de mână, noi să dăm mâna lui Dumnezeu și vom fi binecuvântați toată viața. Amin.